Puteți să-mi explicați sau să-mi definiți pe scurt, pe înțelesul tuturor, ce e inflația la noi? Atunci când produsele care sunt oferite pe piață sunt într-o valoare a lor este o mai mare decât puterea de cumpărare. Valoarea lor este mai mare decât puterea de cumpărare a produselor de pe piață? Deci, quantumul valorii produselor de pe, care se oferă pe piață, da. Produsele, valoarea produselor care se oferă pe piață este mai mare decât quantumul puterii de cumpărare. Eu zic că nu e așa. Nu cumva e invers? Ia să ne gândim. Când cantitatea de bani existente pe piață este mai mare... Acum stați că vă spun eu. Deci, cantitatea de bani existente pe piață e mai mare decât valoarea produselor serviciilor, bunurilor existente pe piață. Da, da. Dar ce... ia cum a zis dumneavoastră. Deci când valoarea produselor existente pe piață, valoarea produselor existente pe piață, deci a spus tocmai invers. Acoperă... Până ne lămurim, luați această bilă neagră, că era cu invers un pic.